Salut, sunt Ovidiu, iar astăzi vom juca Coimbra. Coimbra este un joc de tip drafting. Avem aceste zaruri, vom face drafting de zaruri și după care le vom așeza în aceste zone și fiecare, în funcție de zarul pe care va alege, va putea să ia câte o carte. Și în funcție de cartea pe care o să iei, o să crești pe aceste tracuri. Unele îți dau bani, altele îți dau puncte, altele îți dau mutări aici pe harta asta. Și cred că cel mai bine este ca să jucăm jocul decât să stăm să explicăm, pentru că îl vom învăța pe parcurs ce îl vom juca. Așa că, pentru început, amândoi începem cu 7 scutieri și 7 bani. Dar avem niște alegeri de făcut. Acum, trebuie să alegem între cărțile astea sau între a pune acest meeples într-un loc de unde vrem să plecăm. Putem să plecăm de aici încolo, unde ne-ar interesa. Și să vedem ce vreau eu prima oară. Vreau să fiu primul care așează meeples-ul în locul de unde să plece sau mai bine aleg una dintre seturile astea de cărți. Astea sunt doar cărțile pentru început. Și cred că o să aleg cărțile și las pe adversar să pună meeples-ul. Așa. O să aleg cărțile astea două. Iau cărțile astea două, o să le pun aici și vedem că au semnul ăsta de fulger. Asta înseamnă că imediat primim ceea ce arată pe aceste cărți. Și aici ne arată două mutări pe treacul de culoare verde. Eu sunt cel albastru, așa că voi muta de acolo. Una, două mi-arată. Două mutări. La portocaliu am la fel două mutări. Ia să vedem. Una, două. Două mutări. Ok, și astea ce mai îmi dau? Îmi dau în total 4 bani. Păi dacă sunt la 7, asta înseamnă că mă duc la 11. Acum, celălalt jucător nu se mai grăbește să ia cărțile. Pentru că oricum eu nu pot să le iau, așa că o să pună el primul acest meeples. În ce direcție vrea să plece? Dacă se duce încoace... Cred că vrea să plece încolo. Da, și atunci îl pune aici, ocupă acest loc și eu nu mai am dreptul să așez acolo. Acum vine rândul meu să așez. Cred că o să-l pun să vin în jos aici. Așa, și acum alege și el cărțile rămase. Și are așa două mutări la mov și una la portocaliu. Deci două la mov, una, două și una la portocaliu. Iar la final de rundă, în funcție de ce zaruri vom lua, pentru că vedem, sunt exact culorile de aici, cel alb este wild, vom primi la final de rundă ceea ce se află în dreptul fiecărui loc în funcție de ce zar avem. Să zicem că eu am făcut drafting și am luat zar portocaliu și mov, atunci pentru că am zar portocaliu voi primi bani în funcție de cât de departe am ajuns până la finalul rundei cu acest jeton. Aici voi primi scutieri, aici mutări și aici puncte, după cum am spus. Așa, deci am făcut mutările și acum ce mai primește el? Păi primește, uite, un scutier aici și o să aibă și o reducere. Asta se așează aici la cartea cu C, categoria C. Vedem că sunt categoriile aici. Asta înseamnă că orice va cumpăra el și va plăti cu scutier va avea o reducere pentru tot restul jocului. Vedem aici minus 1 la scutieri. Deci am mai primit un scutier și o să primească și o mutare. Unde pleacă jucătorul roșu? Păi pleacă încoace și trebuie să facă o oprire înainte de a ajunge la una dintre aceste castele. Vrea să ducă în jos sau acolo în sus? Cred că vrea să meargă aici în jos și aici este obligat să facă o oprire. După care următoarea mutare o să ajungă aici. O să primească bonusul respectiv. Și acum gata, începe jocul, am făcut setup-ul și aruncăm toate aceste zaruri. Hai să le aruncăm să vedem ce iese.
Le amestecăm bine. Le-am aruncat și ia să vedem ce avem aici. 6, 5, 4. Sunt cifre destul de mari. Primul jucător sunt eu. Și după ce am făcut drafting de un zar, trebuie să aleg, să-l pun unul dintre locurile astea. Vedem că avem și cum ar veni un fel de jucător dummy player, care se aplică în doi jucători. Practic sunt niște zaruri gata puse și în funcție de ce îi tu, îi pune între ele sau înaintea lor. Și avem voie să luăm 3 zaruri, vom face acest lucru pe rând. Păi eu o să iau un zar și ce carte îmi doresc eu să câștig de aici. Ia să vedem. Aici câștigă în cărți și în partea de sus sunt niște bonusuri. Să iau mutări, să iau cartea asta cu mutări, m-ar interesa. Cred că mai degrabă, da, am văzut ce carte vreau, da. Și o să iau, eu văd că am bani, o să iau ăsta cu portocalii, îl pun aici și îl așez în acest spațiu. Pentru că cel care va avea, bineînțeles, valoarea mai mare, va fi primul care va alege dintre cărțile astea. Dacă luam o valoare mai mică, acest dummy player alegea înaintea mea și lua cartea cu valoarea cea mai mare. Iar eu vreau neapărat o anumită carte. Vreau cartea asta. Acum a venit rândul jucătorului roșu. Ia să vedem, el are mai mulți scutieri și are și reducere pentru scutieri, deci teoretic ar vrea să ia o carte care se cumpără cu scutieri, că vedem fiecare carte are în dreptul ei aici cu ce trebuie să plătești. Aici trebuie să plătești cu bani dacă vrei pasta, pasta trebuie să plătești cu scutieri. Iar el pentru care reduceri ar trebui să ia ceva cu scutieri, nu? Aici e un 5, deci teoretic ar trebui... Dar nu, n-ar trebui, pentru că ăsta ia cartea cea mai mare, adică ne uităm la aceste cifre, care este cea mai la stânga, deci practic el o să o ia pe asta asigurat. Dacă el, să zicem, o vrea pe asta, atunci este destul de simplu, poate să ia chiar o cifră mai mică. Și practic cifra de pe zar îți indică cât trebuie să plătești. Și de ce să nu ia un 1, nu? Ia un 1... Îl pune, uite, aici și a așezat în locul ăsta. A venit din rândul meu. Acum eu o să iau zarul ăsta verde, 3-ul, și acum mă duc sus aici. Aici este singurul loc în care merge în sens invers. Vedem că ți arată de aici toate acestea. Merg de la cifra mai mare înspre mică, adică cine are cifra mai mare va avea câștig de cauză și va alege primul. În schimb, aici este tocmai invers la aceste castele, cine pune cifra mai mică va alege primul. Este singurul loc în care se desfășoară lucrurile în acest fel. Și acum am pus un 3. Practic mi-am asigurat că eu sunt primul care alege ceva de acolo, pentru că vedem ce a mai rămas. Nimeni nu poate să pună un zar mai mic decât mine. Ne întoarcem la jucătorul roșu. Să ia tot cu scutieri. Dacă tot are reducerea aia, măcar să profite de ea. Vedem că există și câteva cărți care au niște, cât un token cu coroane. Asta înseamnă că cine are mai multe coroane o să fie primul jucător în runda următoare. Așa, apropo, am uitat aici să așez eu acești lei. Deci eu sunt jucătorul albastru, eu am fost primul. Și jucătorul al doilea a fost cel roșu, trebuie așezat aici, el deja începe cu o coroană pentru a câștiga practic această bătălie la coroană și să fie primul în runda viitoare. Și el trebuia să-și aleagă ceva, deci unde își mai dorește el o carte? Și practic o vrea pasta de aici. Să intre aici în luptă cu noi sau se duce Iisus, ia să ne la coroană, ar putea să o ia pe asta mov. Asta mov și face mutări aici și îi dă mutările de pe hartă. Dar e destul de bună asta. Și asta ar fi bună pentru că, uite, îi dă 4 scutieri pe care poate să-i cheltuie pe viitor. Da,
multe cărți interesante aici, pe care o să o aleagă el. Păi, hai să pună... Ar putea să ia acest 5, pentru că este wild și... Cred că ia asta. Oricum, sunt toate mari. Hai, trece acolo. Sus. Ce naibii se întâmplă? De ce nu vrei să te cațări? Mă rog. Nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta, dar o să facem noi, uite așa. Și tot a funcționat. Deci este primul aici și își poate alege ce carte vrea el și, bineînțeles, că o vrea pe asta. Pentru că trebuie să plătească, în mod normal trebuie să plătească 5 pentru ea, dar pentru că are reducere o să plătească 4. Are această reducere de aici. Și acum ultima mea alegere. Eu am mai mulți bani, așa că vreau în continuare să iau ceva cu bani. Dar unde vreau eu să mai urc aici? Păi hai să urc pe partea asta, deci vreau o carte portocalie. O carte care să mă lase să urc la portocaliu. De unde mai pot eu să iau portocaliu? Păi nu prea mai e nicăieri, doar aici. Atunci să încerc una cu puncte. Să mă bag aici. Da, ar fi o soluție. Și întotdeauna când există încă un zar de valoarea ta, cel care a fost înaintea ta va avea întâietate, iar tu treci după el la coadă. Stai la rând, te aștepți rândul. Și ultima alegere acum între move sau să-și aleagă zarul ăsta sau move. Hai să le apăsta cu 4. Ultima alegere. Uite, acum a funcționat. Nu știu de ce la mine atunci nu a funcționat cu zarul alb. Ce mai dorește el? Să ia tot cu scutieri? Sau să se ducă și la Isus? Da, vine și la Isus. Pentru că sunt foarte utile și chestiile astea. Și gata, am terminat drafting-ul de zaruri. Și acum începem să le luăm. Și începem de sus în jos. Așadar, eu sunt primul. O să-mi iau zarul înapoi. Și ce vreau eu de aici? Păi avem așa. Dacă o iau pe asta, am la alegere 7 scutieri pe planșa mea sau 7 bani, 2 puncte și 3 mutări. Aici pot să iau chestia asta plus 4 puncte. Și pot să-mi pun până între zaruri și îmi adaugă încă 3 la valoare. Și practic dacă sunt, să zicem... Nu știu, aici sunt în urmă, ar deveni 8 și aș trece în față și am eu prima alegere înaintea lui Dummy Player. Dar nu prea îmi doresc asta. Cred că mai bine o iau pe asta. O să o iau pe asta. Și ce îmi doresc eu? Bani sau scutieri? Ia să mă gândesc eu. Bani sau scutieri? Cred că o să iau scutieri, 7. Și mă duc la 14. Așa. Acum, el ce își alege de acolo, din ce a rămas? O să își aleagă... Asta. 2 puncte, practic. Una, două și 3 mutări. 3 mutări. Ia să vedem unde face el mutările. Păi o să fac o mutare, uite aici, la castelul ăsta. Și imediat trebuie să pui aici un disc... ca să arăți că ai fost la acest castel. Și ce îi dă acest castel? Îi dă posibilitatea ca de acum înainte să primească mereu câte 4 puncte când va așeza un zar în zona asta a castelului. Deci începând de runda viitoare, pentru că acum s-a terminat drafting-ul de zaruri, va lua mereu câte 4 puncte dacă va pune cât un zar acolo. Și a făcut doar o mutare, da? Deci poate să mai plece de aici, încă 2 mutări mare. Și o să facă a doua, este obligat să oprească aici. Și a treia, adică ultima, uite aici, din nou trebuie să-și pună un disc. Pune discul ăsta aici și acolo zice că trebuie să crească 3 pe acest track gri. 1, 2, 3. Bun. A încheiat cu castelul, acum trecem în partea asta. Aici, doar el este, el se află cu acest zar problematic.
care nu știu de ce continuă să cadă de acolo. Așa, și trebuie să plătească practic 5. 5. Vrea să plătească 5 bani sau 5 scutieri? Păi o să o ia pe asta, pentru că așa vorbisem, nu? O să o ia pe asta. Care o să-i dea o coroană pentru a câștiga dreptul de a fi primul jucător la finalul rundei. O mutare la mov. Deci mai face o mutare aici. Și ce mai avem? Ia. Și dacă nu ai niciun zar de culoare movă, mov, pardon, vei primi două mutări. Asta în faza E. Adică un pic mai încolo când face faza E. Și ia să vedem, a luat un zar de culoare mov? Nu a luat. A mai luat unul gri. Ăsta mov este cel rămas pe care nu l-a ales nimeni. Deci, practic, o să primească acele două mutări. Trecem mai departe. Aici sunt doar eu, sunt primul. Așa că o să aleg... Ce-mi doream eu de aici? Ce-mi doream? Aproape că am uitat de ce am pus eu aici. A, da, pentru asta. Asta o voiam, da. Iau cartea asta, am și două coroane deja și fac trei mutări în locul ăsta. 1, 2, 3 mutări. Și ce mai zice? Deci după ce fac trei mutări, zice că da, la fel, dacă nu am zar mov, o să pot să primesc și eu o mutare. Asta în faza E a jocului. Asta ar trebui să o pun înapoi sus, oricum am terminat acolo. Deci... Am încheiat aici și bineînțeles că trebuie să plătesc cei 6 bani. Cred că și în partea asta am uitat să plătesc, da, am uitat să plătesc. Trebuia să plătesc scutieri, da? Deci am luat cu acest 5 era, din că mi-aduc bine aminte, nu? Și asta înseamnă care reducere, care carte, trebuie să plătească 4. 1, 2, 3, 4. De ce am uitat să fac acest lucru? Pentru că e foarte important să plătești. Eu trebuie să plătesc 6 scutieri. Vedem că sunt scutieri. Și mă duc înapoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum, următoarea alegere. Prima alegere, vedem că această dată o are acest dummy player și el va lua cartea cea mai mare dinspre stânga, adică pe asta a ales-o el. Acum urmez eu. Ce îmi doresc eu mai mult și mai mult? Păi îmi doresc pe asta. Și o să explicăm ce face cartea asta. Asta e pentru final de joc. Stai aici, cartea, nu te duce acolo. Adică voi face două mutări. Aici, în continuare, unde se obțin puncte. Și vedem partea asta de jos. Dacă voi ajunge pe trecul ăla verde, până la finalul jocului, între 7 și 9, voi lua 5 puncte. Dacă ajung între 10 și 12, 7 puncte. Ia, unde mă aflu eu acum? Păi mă aflu între 7 și 9. Deci, practic, dacă așa aș termina și n-aș mai crește acolo, la final de joc, pentru că mă aflu aici între 7 și 9, aș lua 5 puncte. Dar bineînțeles că o să mai cresc, vreau să ajung la 10, să iau la între 13 și 15, ca să iau 10 puncte. Așa. Deci am luat cartea aia, care a fost luată cu acest 5 și trebuie să plătesc, vedem că arată pe ea bani. 1, 2, 3, 4, 5. Nu știu de ce n-ai mi fac eu de andoasele chestiile astea, pentru că în mod normal trebuie întâi să plătesc și după aia să iau și să fac efectele de pe acea carte. Hai să îndrept acest lucru și să nu mai fac această mică eroare. Acum, ce își dorește? Păi cred că își dorește pasta cu acest 1 și hai să plătească direct. Deci practic are reducere. 1 și a trebuit să plătească 1, deci nu mai trebuie să plătească nimic, nu? Nu mai plătește acel 1 care are reducerea de aici, pentru scutieri. Și primește imediat 2 bani, așa că uite, poftim, 1, 2 bani de aici. Și mai primește încă 2 mutări în locul ăsta. Și în ce loc vrea el să se mai ducă acum, să se gândească? Deci o să plece încoace.
sau încolo și încolo să meargă. Nu, cred că merge aici în jos mai bine. Deci o mutare și două mutări. S-a oprit aici, data viitoare o să intre la acest castel și o să primească acei bani și pune discul în acel loc. Așa, am terminat și faza cu cărțile. Am luat cărțile, astea se decartează toate de aici. Nu mai avem nevoie de ele. Așa, trebuie să dispară toate cărțile astea de aici. Și hai, treceți aici cărților. Și acum ne uităm la ce zaruri am luat. Eu am luat zar portocaliu și imediat se activează, am spus la final, această parte portocalie. Pentru că am luat un zar portocaliu, o să primesc 3 bani. 3 bani, deci 1, 2, 3. Vedem că am luat încă un zar portocaliu, mă aflu în această zonă lângă acest 3, deci mai primesc încă 3 bani. 1, 2, 3. Și ce am luat? Am luat un zar de culoare verde, mă aflu aici sus, deci voi primi 5 puncte. 5 puncte, mă duc aici la 5, 5 puncte. Deci contează foarte mult și valoarea zarurilor, pentru că asta determină cât plătești pentru aceste cărți, cărțile acestea cu abilități foarte interesante. Și bineînțeles că mai contează, deci pe lângă valoarea zarului și culoarea, pentru că vedem la final de rundă vom primi, în funcție de unde suntem noi în aceste zone, ceea ce se află pe ele. Puncte, bani, scutieri și așa mai departe. Să vedem ce a făcut el. Păi a luat două gri, așa că pentru gri primește 3 și încă o dată 3. Deci 6 scutieri cu 4 se duce la 10. El a cheltuit mai mult scutieri. Și cu acest wild poate să-și aleagă orice culoare vrea el de aici. Și ce vrea să aleagă? Păi cred că o să-și ia mutările. O să-și aleagă să fie mov practic zărul ăla. Și vedem că se află în dreptul ăsta unde are două mutări. Și o să facă o mutare, adică aici, și o să-și pună un disc. Pac, discul ăla. Și vedem că primește 3 bani pentru că a ajuns acolo. 2, 3 bani. Și acum are încă o mutare. Unde? Păi o să plece încoace acum. Le ia și el rând. Acum, după ce am terminat această fază, ia să vedem ce urmează. Ce am fost în faza asta, deci suntem în faza E, în care ne uităm la aceste cărți care sunt cu categoria asta E și vedem dacă putem să câștigăm ceea ce arată pe ele. Și vedem că la el, dacă nu are niciun zar de culoare mov și nu are, va primi încă două mutări. Așa că mai face imediat încă o mutare aici. Din nou, aceeași fază, pune discul, se arată că a fost acolo și primește, parcă, trei scutieri aici. 1, 2, 3. 3 scutieri și mai trebuie încă o mutare să facă încotro acum. Se întoarce din drum și, nu, continuu, se duce aici. Așa, eu am cărți din astea cu EPA. Zice la fel, dacă nu am zarul mov și nu am, voi primi o singură mutare. Și unde mă duc eu? Unde mă duc? Păi bineînțeles că mă duc, uite, în jos. Așa, și acum am dreptul să mă duc ori aici, ori aici, unde vreau eu. Unde sunt eu mai interesat? Bani am, cred că aș vrea să mă duc în sus. Eu o să aleg partea asta, partea de nord. Și după ce am terminat această fază, putem să ne ducem la aceste cărți, cărți de voiaj, dacă mi-aduc aminte, se numesc. Și putem să plătim, vedem, la primele trei putem să plătim în funcție de cifra, avem aici bani, iar aici scutieri, și vom obține abilități în funcție de ce avem aici, adică, uite, de exemplu, în cazul ăsta, dacă plătești 6 bani, poți să folosești abilitatea asta și îți dă câte două puncte pentru fiecare carte portocalie pe care o ai. Și ia, eu am cărți portocalie, am una. Aș primi două puncte în momentul ăsta. Nu știu dacă merge. Sau aici,
plătești 8 scutieri și primești imediat 9 puncte. Foarte tare, dar eu nu am atâția scutieri. Eu cred că o să spun pas la figura asta, n-o să aleg. Și el cred că vrea să se ducă acolo, pentru că are o grămadă de scutieri și își permite să o ia pe asta ca să ia avantaj. Deci 8 scutieri trebuie să plătească și o să-i plătească 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aici nu are reducere pentru că nu cumpără cărți. Și cred că trebuie să pui discuri pe chestia asta, sper să nu greșesc. Dar aproape sigur trebuie să pui discuri, nu aici, aici. Deci a plătit 8 și imediat primește cele 9 puncte. Unde se află ele, să vedem. Păi se află la 2 cu 9 la 11 puncte se duce. 11 puncte. Wow. S-a dus destul de departe. Deci eu practic trebuie să mai urc pe acest track verde și data viitoare să încerc să iau zarurile verzi. Să iau chiar două zaruri verzi, poate și pe cel wild, ca să aleg într-una. Pentru că dacă o să am zaruri de culoare verde, la final de rundă o să primez mereu punctele astea de aici. Câte 5, poate chiar mai urc eu, câte 6. Da, cred că asta e tactica. Și asta a fost prima rundă. Acum să vedem cine are mai multe coroane. Pe el are 2. Eu am 2. Da. Și el mai are încă una pe care a obținut-o pentru că era jucătorul al doilea și automat jucătorul al doilea primește cu o coroană, deci el a câștigat, el va fi primul jucător pentru runda următoare. Și acum luăm zarurile frumos, astea le amestecăm, punem chestiile astea la locul lor, pe aici, pe undeva. Hai cu toate zarurile să le aruncăm și să vedem ce iese. Ce se întâmplă runda asta? Am dat cu zarurile. Asta ce este? Hai să mai dăm o dată. Așa. Da, acum avem și valori mai mici față de data trecută. Și ce n-am făcut noi? Nu am pus cărți. Trebuia să așezăm cărțile pentru runda următoare. Și o să punem așa, câte 4 în fiecare loc, deci avem 4 aici, 4 în acest loc și încă 4 aici jos. Hai să le și întoarcem. Și gata. Și începe o nouă rundă. Așadar, astea sunt zarurile. Primul jucător este jucătorul roșu. Și care este și la conducere în momentul ăsta. Vedem că are 11 puncte. Eu am doar 5. După cum bine am spus, vreau să iau zaruri verzi, adică pe ăsta și zarul wild vreau să-l aleg neapărat. Să sperăm că nu-mi-l ia el. Care este planul lui? Hai să ne uităm un pic la cărți. Păi aici primește... Da, deși el în continuare vrea să ia... Ar putea să-l ia pe ăsta, cred că pe ăsta îl vrea. Cu toate că aici plătește cu bani. Da, da, plătește cu bani pentru că nu prea mai are așa mulți scutieri. Că i-a cheltuit la faza asta de voiaj. Pe când bani are, are 12. Doar că aici trebuie să vină cu un 6 neapărat. Atunci o să iau un 6 și îl pune ca să fie aici în față. Eu bineînțeles că o să iau zarul... Să iau zarul verde sau poate totuși nu-l tentează pe el zarul verde. Mai bine îl iau pe ăsta wild. Ca să fiu sigur că nu dispare. Uite, acum a mers, a intrat acolo. Și pe mine mă interesează punctele, în primul rând, așa că... Unde o să mă duc eu? Păi, culmea, o să mă duc aici sus. O să mă duc aici sus. A venit rândul lui.
Din nou, ce vrea să, să aleagă, să alege? Ce vrei tu, jucătorule roșu, roșu împărat? Ce dorești? Vrei un mov? Nu, nu prea vrei mov, pentru că ai cartea asta care îți dă mutări, care zice că n-ar trebui să iei mov. Să-l ia pe... Deci dacă s-ar duce aici, în zona asta, ar putea să ia cartea asta și își asigură două puncte, pentru că nu are zarul verde, automat l-am ales eu. Sau aici ar putea să se ducă. Da. Aici ar putea să se ducă iar. Dar atunci trebuie să ia un zar mai mare și nu prea-i convine. Nu, mai bine ia un zar mai mic. Și automat nu o să ia zarul verde, pentru că vrea cartea, care am spus, asta. Și o să ia zarul următorul, care e mai mic, nu vrea nici movul. Îl ia pe ăsta și se duce frumos aici, se duce la coadă, în spate. Și vine din rândul meu și eu bineînțeles că o să mă bucur pentru că zarul verde mi-a rămas. Și asta era un 1 aici. Hai să-l punem la 1 și ne ducem tot aici sus. Avem un plan. S-ar putea să fie prost planul. Dar măcar avem un plan, nu? Și acum, ca să nu plătească foarte mult, sau să plătească mult, se duce aici, obține... Aici obține 3 mutări, da, l-ar interesa foarte mult chestia asta. Deci ar trebui să vină... Să vină cu un 6 atunci, nu? Un 6 și dacă ia cartea asta, trebuie să plătească 6 scutieri, deci 5. Și are 5. E numai bine. Se duce aici. Și acum am rămas eu. Eu care nu-mi doresc zarul mov și pentru că am și eu mutarea asta, așa că o să-l iau pe la portocaliu. Și hai să iau și eu o carte, să vedem ce carte pot eu să mai iau. Păi, hai să intru aici. O să încerc eu ceva. Și acum, începem de aici de sus. Eu sunt primul, deci am ambele zarurile ale mele, le iau frumos aici jos. Acolo sus nu trebuie să plătesc nimic. Pur și simplu iau de aici ce îmi doresc. Și o să iau... O să iau asta cu 7 scutieri. Ia să vezi acum ce fază o să fac. O să iau 7 scutieri, sunt aici, deci mă duc la 15. Am ales-o pe asta și acum o să o aleg pe următoarea. O să o aleg pe asta, care mă lasă să plătesc mai puțin când mă duc la faza asta aici, plătesc mai puțin cu 2 decât scrie acolo și pe lângă acest lucru pot imediat, adică în momentul ăsta, să mai fac încă o fază cu voiaj. Deci o iau pe asta acolo ca să știu că am 3 coroane și o să pun eu, vedem că arată aici că se pune un disc, așa că nu am greșit data trecută, deci o să mă duc și eu aici, trebuie să plătesc 8. Pentru că nu am reducere, că vedem că doar în faza F am reducere. Sau și în faza C. Și în faza C, că văd că scrie C și F. Deci atunci plătesc în afară de 6, plătesc doar. Plătesc 6 scutieri și am primit și eu cele 9 puncte. Foarte bună faza asta, hai că am recuperat 5 cu 9 puncte, parcă era acolo, deci la 14. Și uite cum l-am depășit. Cât de simplu. Acum, eu am terminat treaba acolo. Dummy player, ăsta va lua cartea cea mai mare de aici. Ăsta va lua cartea următoare și acum tu, jucătorule roșu, ai rămas cu celelalte. O să plătești 2 ori bani, ori. Și tu o vrei pe asta. Deci 2 scutieri, are reducere, așa că plătește doar un singur scutier.
iar asta se pune aici la cartea E, faza E, și trebuie să facă și o mutare aici la MOV. Și vedem că a ajuns în spațiu în care poate să primească 3 mutări, dacă aș alege zaruri MOV. Dar nu a ales MOV, nu a ales nici WILD, așa că la final de rundă nu o să primească acele mutări. Mai departe, aici tot jucătorul roșu împărat, cum i-am zis, trebuie să plătească 6. Aici ideea era că voia să plătească scutie, dar uite că n-am luat un calcul că nu mai are. De fapt, a rămas doar cu 4. Așa că trebuie neapărat să o ia pe asta. Bine, oricând poți să și alegi să nu iei nicio carte și atunci dacă nu iei nicio carte o să primești 2 bani și 2 scutieri. Dar o să ia cartea asta, pentru că e bună și cartea asta, care o să-i dea 2 mutări imediat la portocaliu. Deci 1, 2 și ce-i mai dă? 2 scutieri, uite, acolo are scutieri. Și 2 mutări. Tot îi place lui să se plimbe pe aici. Și o să facă una, două și este la doar un pas distanță de a ajunge aici, unde o să primească câte 2 puncte pentru fiecare carte de culoare gri pe care o are și are una. Așa. Și deci el a luat cu acel 6 această carte, deci trebuie să plătească cei 6 bani. Iar am făcut de îndoasele. Acum tot el este, deci trebuie să primească să plătească din nou 6. Și acum poate să plătească scutieri pentru care, să vedem ce își dorește el de acolo. Ce vrea el mai mult și mai mult? Păi cred că vrea cartea asta pentru că o să facă mutarea aici și o să primească puncte pentru câte cărți gri are. Și o să o ia pe asta, care este carte pentru faza E. Trebuie să plătească practic 6, că a luat-o cu zarul ăla, dar pentru că are reducere va da 5. Deci rămâne cu un scutier și o să primească, ce o să primească? În faza E poate să plătească oricând dorește el câte 2 scutieri pentru un punct. Deci poate să cumpere practic puncte când are mulți scutieri. Și trebuie să facă o mutare aici la gri. Încă o mutare. Acum, dummy player, ce o să ia el? Pe cea mai mare carte de aici este 3-ul ăsta. Și voiam eu cartea aia. Nu-i nimic, atunci o să o iau pe asta. Pentru că oricum tot îmi convine că îmi dă puncte. Și o să iau cartea asta, plătesc 3 bani pentru ea. Vedem că e zarul cu 3 pe el. 3 bani. 3 bani. Fac o mutare aici. Dacă mai puteam să mai fac, ajungeam aici la 6. Asta este. Și la fel, exact ca aia de acolo, o să primesc puncte. Deci aici o să primesc puncte în funcție de unde mă aflu pe acest track gri. La trecut am greșit, am zis că e pentru... Nu, ăsta este pentru această locație verde. Și aici nu prea am mutat, deci trebuie să ajung între 9 și 7 să iau puncte. Și nici n-am plecat de aici. Deci trebuie să fac mutări și aici, că am ignorat această zonă. Da, trebuie. Și am terminat cu această fază a cărților. Așa că, acum trecem la faza în care vom primi bonusurile. Și el o să primească de 2 ori la gri, da? Și la gri se află la 5, deci primește 10 scutieri. Se află la 1, se duce la 11 și ce mai are? Mai are portocaliu, deci primește bani, adică 3. 3 bani. Poftim, la 9. Așa, și mai are aici niște cărți care spun în felul următor, dacă nu are un zar verde ales, păi nu are, primește 2 puncte. 2 puncte, deci 1, 2. Și acum poate să plătească scutieri pentru puncte. Și o să facă 1-2 înseamnă un punct, 1-2 2 puncte, 1-2 3 puncte și cred că se oprește aici, că mă depășește. 3 puncte. 1-2-3
Și ce mai are el? Dacă nu are Zarmov, primește 2 mutări. Și bineînțeles că îi convine acest lucru. O mutare ajunge aici. Pune acest disc. Și aici spune ce spune acest tile, că trebuie să primești câte 2 puncte pentru fiecare carte gri pe care o ai. Și are 2, deci 4 puncte. Și uite cum a depășit. Este la 16, duce la 20. Incredibil a jucat. Hai să vedem ce fac și eu. Deci am așa, un zar verde care o să-mi dea 5 puncte, că mă aflu aici. Deci 5 puncte, 5 cu pala 19. Hai că e o luptă acolo foarte strânsă. Am unul portocaliu care o să-mi dea 3 bani. 1, 2, 3 bani. Și am unul wild. Să acum ce să fac? Păi cred că o să aleg tot pe ăsta cu puncte, adică 5 puncte. Și mă duc la 24, pentru că vreau eu să fiu neapărat în frunte. Ah, și ce am uitat să spun, cel care va ajunge primul pe fiecare track de aici, o să câștige punctele alea multe, adică 13 puncte, 11 și așa mai departe. Și cine va ajunge în urmă va lua 6 puncte, dar doar dacă se află cu o distanță față de cel care a ajuns primul acolo în vârf, cu maximul 3 distanțe față de cealaltă. Altfel, dacă ai rămas aici jos de tot și celălalt a ajuns sus, nu mai primești punctajul pentru locul 2. E făcut foarte interesant acest, pentru că practic te obligă să urci, nu? Dacă vezi că unul a luat avans și zice, am pierdut teren, deci nu mai urc, pentru că oricum o să primesc punctele pentru locul 2. Pentru că am mai jucat jocuri care nu au acest sistem și practic dacă îl vezi pe unul că a luat deja avantaj, tu nici nu mai urci pe acel trec. Pur și simplu rămâi acolo, faci un singur pas eventual și atât. Dar aici e foarte deștept, foarte interesant făcut. Te obligă practic să te ții aproape de celălalt. Așa, am luat alea și am și eu o mutare pentru faza E aici, că n-am la Zarmov. Zarumov toată lumea îl ignoră, îl lasă acolo. Și unde mă duc eu? Păi uite, mă duc aici și o să pun și eu un disc acolo. Hai să punem un disc albastru și ăsta îmi dă 3 mutări la gri, că nu făcuse mutări. 1, 2, 3. Bun. Acum am ajuns din nou la faza asta de voiaj. Ia să vedem dacă vrea el să plătească ceva. Deci pentru fiecare carte portocalie primește puncte sau pentru mov ar fi 6 bani aici, dacă vrea, da. O să înceapă runda cu bani prea puțin după aia, dacă îi cheltuie acum. Cred că o să spună pas la această fază, pe când eu îmi permit să fac asta, dar eu am cărți verzi. Foarte multe, mamă, dacă era... Și există, pentru că aici există mai multe cărți din asta, există și o carte de genul ăsta care are cărți, puncte pentru cărți verzi. Dar din păcate nu a venit, a venit pentru mov, pentru portocaliu. Da, pentru că aș fi luat o grămadă de puncte, 8 puncte, adică aș fi luat. Și s-a terminat, iar eu am mai multe coroane în acest moment, practic am devenit primul jucător și cred că este cazul să mă opresc cu acest playthrough, pentru că am văzut împreună cum se joacă Coimbra și dacă la început, când văzusem și eu acest joc, parcă nu mi se păruse atât de interesant, acum, după ce l-am jucat, sau mă rog, nu l-am jucat complet, am jucat 2 runde, începe să îmi placă, să devină din ce în ce mai palpitant jocul, mai ales această luptă aici foarte strânsă pe care am dus-o cu jucătorul Împăratul Roșu. Tot timpul bai, am fost pe primul loc bai el, pentru că poți să iei puncte și de aici și de acolo, trebuie să calculezi fiecare mutare, câți bani cheltui, ce cărții, chiar devine un joc interesant. Trebuie să ții cont de aceste zaruri, ce valoare ei, ce culori. N-are lucruri interesante jocul ăsta. Coimbra arată foarte bine pentru un joc euro, chiar arată foarte bine. Îmi place aspectul lui. Deci, din partea mea, mi-a spune așa ca primă impresie un 8, 8,1 ca notă. În general, cam tot ce este de minim nota 8, deja e un joc care îmi place mult. Nu știu, nu pot să spun neapărat că îmi place foarte mult, dar îmi place. Deci îmi place Coimbra, e un joc interesant și vi-l recomand și vouă. Așa că, acestea fiind spuse, eu sunt Ovidiu, iar până data viitoare la un nou joc, toate cele bune, pa, pa!